Ai căutat burlacul în lista aceea și n-ai găsit. Tu chiar sperai să fii acolo cu proiecte? E, da, de unde? Nici pe departe, că mi-au trimis mulți lista localităților care au înaintat cereri de finanțare. Și acum atât de multe cereri au fost admise în unele localități, chiar și câte două cereri de finanțare. Dar puteți să văd că Munteanu Mihai, el nu are timp când să înainteze cereri de finanțare, deoarece el are atâtea griji cu avocați, să meargă pe la avocați, să-și contracteze avocați, să fie audiat pe la procuratură, pentru că încălcările admise, comise, deci au dat bătăi mari de cap. Chiar și pentru faptul că m-a lovit atunci, în data de, astăzi e 11, data de 10 iulie, când i-a închis muzicuța, că i-am adresat întrebarea cu cei cu sonda. Apropo, noi nici apă nu avem în sat, în localitate. Acum este numit, deci spun că a fost concurs, dar nu avea cum să fie concurs, doar că au admis cererea unui tânăr, unui singur tânăr, cel care a depus actul, pachetul de documente, ca să preia el activitatea în calitate de director la întreprinderea municipală, locală, sau cum, Burlacu Service, care ar presta servicii de alimentare cu apă. Și eu chiar nu știu ce o să fie acolo, pentru că din câte știu și de la ecologie are sancțiuni de prescripție și de la Sanepid tot are sancțiuni adică prescripții, măsuri de prescripție, nu sancțiuni. Și deci chiar nu știu, dar chiar îmi doresc, vă zic că e deja luna august, lumea nu are apă, așa și toți sunt indignați, toți, absolut, sunt marea majoritate care nu au apă. Este satul Burlacu Vechi, acolo unde se putea de solicitat o cerere de finanțare privind de extinderea rețelei de apeduct. N-are cum. Am văzut că mă spunea te lauzi că acolo aveți deja stații de epurare sau ce aveți acolo. La mine în sat, la Pepeni, Sângerei. Așa și? Păi avem și acum le conectează la stația de epurare instituțiile de cultură din sat. Pentru asta E au ca cerut așa. proiect, au cerut grant, bani. Ia ca așa, dar la noi primarul a avut atâtea judecăți, începând cu faptul că atunci când el a indicat fals în acte, el era la Chișinău și angajatele sale plecate la care și încotro și psihotare și la Ucraina și în România și au inclus în fila de pomontaj că ele au fost la lucru și atunci pentru acel caz au fost scos curățel curățel. Nu știu ce a invocat avocata, că nu a știut, că nu știu ce a făcut, dar s-a judecat 2 ani, dacă nu mai mult. Asta sunt 2 ani de zile pierdute, avocate, du-te, venit, consultații, ședințe. După a mai avut încă o judecată de la ANI, nu știu, tot a fost o judecată mare. Deci el a avut mandatele astea doar încălcări și doar periclitări și doar cheltuieli de bani din bugetul statului. El se duce la Cahul și la avocate și la judecăți, el se duce cu mașina primăriei, el nu se duce cu transportul său. El pierde A de benzină. Iată acum recent a fost audiat pe cauza violenței din data de 10 iulie, atunci când m-a lovit pe mine. Și am primit chiar acum ordonanță de neîncepere a urmăririi penale, doar acuzat de contravenție articolul 78, ce evident noi îți contestăm. Eu fiind invitată la dezbatere în comisiile de specialitate, el se năpustească asupra mea doar acel video care mă ta l-ai tăiat de 54 de secunde, dacă ai puteți să-l includeți. Cum asta? Deci eu m-am dus, el m-a chemat pe mine ca într-un mediu restrâns, el să mă ciocănească acolo. Eu nu știu dacă se admite așa ceva. Și apropo, vreau să vă mai zic că chiar zilele acestea am primit o citație, precum data de 15 august, el contestă un proces verbal. Iată, l-am și eu, am luat cunoștință cu dosarul, un proces verbal pe care l-a întocmit Sulu Constantin. Of, dar iar vă spun că e cu încălcări întocmit acest proces verbal. Și mai am încă un proces, deci o contestație tot a celorlalte angajate de la primărie, care m-a grepănat pe data de 29 și se anulează procesul verbal și se admite contestația avocatului pe
Din motivul că procesul contravențional nu a fost întocmit corect. Vă dați seama? Păi că polițistul e nicărturar și nu știe cum să îndeplinească un proces verbal, ce vină am eu? Ce vină port eu? Și deci, ia pe acest caz o să vedem ce o să fie. Noi depunem recurs la Curtea de Apel, este avocată și va depune recurs la Curtea de Apel. Și fix așa, deci fix aceleași greșeli le comite polițistul în cazul când îi întocmește un proces verbal la data de 5 luna a 6 2024 și el are contestație și a mers la avocat pe data de 22 iunie, deci proces verbal a întocmit pe data de 5 și eu cunoștinți cu dosarul și acolo în dosar văd avocatul cu tare, semnat mandatul la data de 22 iunie și el ne-a spune că a fost la calcul cu treburi. Care treburi ai fost? Te-ai dus cu mașina primăriei. Pe urmă mai depistez încă și așa în situații când Coșocar Natalia se duce data de în ianuarie, nu țin minte, merge la calcul, întocmește proces, adică întocmește contract de avocat cu avocatul dânsei. Și tot în zi, tot în zi lucrătoare, dimineața la fel, întocmește Contract acțiuni de asistență juridică. de... Ce spuneți? Contract de asistență juridică, credem. Da, contract de asistență juridică își contractează un avocat plătit, nu de stat, dar iarăși din orele de lucru, vă dați seama. Și ei absolut nu cheltuie niciun bănuț. Și nimeni, dar nimeni din sat, încă ei nu au înțeles că tot bugetul, apropo, este consumat, este irosit de ei în scopuri personale. Asta este. Că de una ziua eram în primărie și vorbeam cu doamnă referitor la alte situații. În timpul pauzei, ele s-au... Da, atunci eu le-am făcut observație că iarăși beau ceaiul în primări, pe mestre, cele care au zis că prezintă pericol. I s-au plâns lui și el pune telefonul ca să o filmeze pe rotarul și a să arăte și a să facă du-te și filmează la intrarea în sat. Acolo unde nu se vede inscripția la intrarea din sat, nu se vede din tufar și din iarbă. Uite, ce e misiunea mea ta? Dar mai departe n-ai de ce să te legi de mine. Iată, asta e treaba. Și deci vă spuneam că situația până la moment la noi nu s-a încălzit, ba din contra, el mai departe are de consumat, de cheltuit bani din bugetul primăriei pentru motorină, că evident se va deplasa și pe data de 14 și alte ședințe, cum a fost el audiat pe la procuratură, el tot s-a dus cu mașina primăriei. Dacă nu mă lovea, nu era să ducă la procuratură. Dacă știa să comunice, nu era să ducă la procuratură. Dar eu nu pot să-i permit ca el să mă înjure, să mă lovească. El trebuia să aibă o facultate de comunicare, trebuia să aibă niște norme de etică și conduite. Și iată, asta e. V-am mai zis din București, mai urmează să fie ședință încă și în luna august, sfârșitul lui august, cu secretara la moment și cu agentul cadastral și cu asistenta socială și-au luat fie concediu, fie din cont propriu, dar fetele sunt plecate la Bulgaria, pentru că ele au acolo suport de majorare la leafă. Și deci ele și-au permis, evident, în vacanță, să se distreze în trei, așa cum s-au distrat și pe la anul nou și de 8 martie. Asta e în regulă la noi. Așa că cineva astăzi tot pe așa mi-a scris că atunci trebuie să consilieri împreună cu primarul să lucreze. La noi, primarul nu are metoda de conlucrare ca să lucreze. El poate să înțeleagă cu cineva doar prin beci, dar noi, de o parte din consilieri, nu prea poftim așa să mergem în beci, la un pahar de vorbă, să tocmim ceva care va cere planuri. Inclusiv nici acele punți n-au fost renovate, modificate. Asta este. De asta nici nu v-ați Ce ai vrut făcut să spui? iluzii și nici n-ați căutat în documentul acela că n-avea ce să apară, că au alte griji oamenii decât cum scrie aici. Restaurare, reabilitare, reconstruirea monumentelor, structurilor istorice specifice pentru arhitectură rurală tradițională, cum iată sunt vreo duzină de sate, inclusiv din Cahul,
construcția, reconstrucția edificiilor sportive și destinația prestatorilor servicii sau instalarea sistemelor de producere și furnizare energiei folosind resurse regenerabile, cum au făcut alte sate din Cahul. Sau ce e aici? Mai sunt capitole. Construcția, renovarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice. Sau instalarea Ei, iluminatului public. Ei au aici el făcut, era gata, el era primăriul, gata. nu trebuie să ne plângem, primăriul a reparat-o. Dar mai sunt Da, dar el mai instituții vrea să o publice în sat. păpurească și de afară, nu știu dacă. Mai sunt instituții publice în sat, nu numai primărie. Să o repar de atâtea ori în 5 mandate, ar trebui să mai treacă și la altele. Construcția și extinderea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei, de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local, cum sunt, iată, câteva sate din Cahul, la Colibaș, la Andrușul de Sus, la Vadul lui Isac, la Chioselia Mare, la Brânza, la Tătărești, la Lopățica, la Iasnaia Poleana, Da. Alături cu noi, Lopățica, Tătărești, Pisidial. Mai departe, Moscovei, și acolo? Moscovei, Foarte aproape, aproape de noi. da? Aproape, aproape de Bucești, noi. Găgăuzii au scris proiecte. Au avut când Da. scrie Găgăuzii proiecte pentru Dar cum? finanțare, Dar da, au Lucești e o semnat. localitate foarte mică. Și acolo la Lucești. La Lucești e o localitate foarte mică. Ce au ei? Ce cereri În au? cadrul comunei Dolna sau Dorna, nu știu cum se cheamă acolo, comuna aceea. Doina este altă localitate, nu departe de noi, Cantemir. Da. Nu, Doina e Moldova. E raionul Cahul, Doina. Da. Vă spun, toate localitățile, uitați-vă, dacă din jurul nostru, inclusiv și Chisilia Mare, peste un deal, peste alt deal, acolo, ca să coborâm în vale, spre Cahul, tot așa e Tătărești, Lucești, Moscoviu. Da, Construcția el nu a avut sistemelor de când să alimentare scrie. cu apă pentru satul Lucești, raionul Cahul. Primăria Lucești. Nu poftim. Nu Primăria poftim, Lucești face poftim. asta. Poftim, Lucești, ia semnați acum. Și o localitate foarte mică, lângă Tătărești. Dar poate, are cu ce? Are primar, are consilieri, are inițiativă. Evident, asta da. Asta da. Și la noi erau consilieri și ieșeau prin față și să ne logeau să dea bani și ele acum sunt împreună la Bulgaria, inclusiv și Vasilisa Popa. Asta este, gașca lor. Gașca lor atât a putut să gândească, atât au făcut. Pare rău. Asta este. Păi iată, deci și eu tot când am văzut lista, nu mai am văzut-o fugitiv, n-am intrat în esență. Dar publicați-o aparte ca să vadă lumea că ne-mi scrie acolo și Veronica Preoteas, dar apucați să-și faceți proiecte. Păi uitați-vă, mură în gură. I s-a oferit lui posibilitatea să dea o informație că era și din proiectul ăsta 4EU, proiect european mare, cu zavod a obținut alimentație cu apă. Și când consilierii de membrii Consiliului, când i-au propus ca el să prezinte un act, s-au frăsuit, s-au moșmăit și s-au șușit și până au pierdut culubii. Gata, zburați trenul și nu mai reușit. Așa că și acei din Cuza Votă o să aibă și apă și canalizare. Dar la Burlacu, țineți un primar care vă cheltuie banii așa la greu, cum fără ca să rușineze.